Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Plus și Minus. În această vară călduroasă încercăm și noi să răcorim puțin atmosfera care este la cote extrem de fierbinți cu o emisiune mai deosebită, cu o emisiune care se dorește a fi dedicată intelectului și o emisiune mai altfel decât cea cu care am încheiat colaborarea noastră săptămâna trecută. În studioul nostru este invitat dramaturgul Cornel Teulea, care va încerca să lege puțin căldura care ne înconjoară în acest moment, ce vine și din partea politicului și din partea climei care este în schimbare. Bună ziua, domnule profesor Cornel Teulea, dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din România și probabil că aș mai avea ceva titluri de spus. E suficient. Mulțumesc frumos. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să ne revedem în formula asta. Este o perioadă extrem de fierbinte și la propriu și la figurat și în viața politică și în viața economică, socială, dar aș vrea să încep discuția cu dumneavoastră în viața culturală a românilor. Cum am putea lua temperatura în aceste zile? Sunt evenimente, după știința mea, cam în toate filialele Uniunii Scriitorilor din România, să mă refer doar la cele evenimentele marcante, la nivel făcute profesionist, de către profesioniști la Uniunea Scriitorilor, de către Uniunea Scriitorilor și, repet, aproape în toate județele, filialele au manifestații, programe, proiecte în derulare, în desfășurare. Între ultimele evenimente marcante a fost Festivalul Internațional de Literatură de la Cluj. N-am fost, dar știu că filiala Brașov a fost acolo și am citit, n-am altă sursă, am citit în România Literară că s-a prezentat acolo și un dicționar al scriitorilor brașoveni în premieră. Eu nu l-am văzut, nu știu cum arată. Am citit că arată bine și foarte bine. Urmează să văd și eu. Dar, apropo de căldură, vorba lui Caragiale, căldură mare, ieri s-a încheiat Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Căldură foarte mare, deci și la propriu și la figurat au fost spectacole foarte bune. Am fost 3 zile acolo, la Sibiu. Am văzut câteva lucruri deosebite, dar am văzut și unele care efectiv nu mi-au plăcut și pot să dau un exemplu. Chiar vă rog. Ăla m-a contrariat și chiar până la șoc. Nu mi s-a întâmplat să ies dintr-o sală de spectacol, dar după 15 minute n-am mai rezistat și am ieșit din sala de spectacole de la Radu Stanca. S-a prezentat de către trupa teatrului, o trupă a teatrului, în regia unui neamț, Ulciorul Sfărâmat al lui Heinrich Kleist. Nu bine. Și n-am putut rezista când au fost acolo niște făcături. Regizorul și-a luat niște libertăți, din punctul meu de vedere, inadmisibile. Pentru că textul lui Kleist este un text deja clasic, e o comedie, e adevărat, a scris-o autorul german, poetul Kleist, la 24 de ani, dintr-o joacă. A făcut chiar un pariu cu niște prieteni de-ai lui că va participa la un concurs cu un text dramatic și a câștigat concursul. Textul s-a numit Ulciorul Sfărâmat, a fost inspirat, subiectul i-a fost inspirat de un
o pictură, un tablou, care apar personajele piesei, dar în plastică, în arta plastică. Și el a construit dramatic un text, o comedie formidabilă. Numai că de acolo și regizorul Neamț și-a permis să se joace și el, dar prea mult, în opinia mea, introducând scene și trimiteri la junii Sibiului, au apărut, s-au cântat, au fost intervenții din astea, din punctul meu de vedere, chiar dincolo de chici. Nu și-aveau loc. No. Dar restul spectacolului pe care l-am văzut a fost formidabile. Directorul festivalului și directorul teatrului din Sibiu, domnul Constantin Chiriac, este un tip uluitor prin forța pe care o are în a susține și promova spectacole de fiecare dată firește marcante pentru arta teatrală și nu numai, și arta spectacolului, până la urmă, arta teatrală, dramaturgie. Pildă un spectacol mi-a plăcut tare mult și am fost foarte curios să-l văd. Am fost la uzina, la Fabrica de Cultură, o fostă uzină dezafectată, de mult se joacă acolo spectacole, poate cele mai reprezentative pentru festival, acolo sunt. Am văzut starea de asediu a lui Albert Camus. Am fost foarte curios să văd acest spectacol de idei al filosofului și omului de litere, laureat Nobel pentru literatură, cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru literatură din istoria premiului. Și spectacolul a fost la înălțime. Am mai văzut doar două spectacole cam în studenție, Neînțelegerea, și apoi mai târziu la București, la Teatrul Național, un spectacol Horea Popescu, iarăși formidabil, Caligula, cu Ovidiul Moldovan în rolul dementului Caligula. Și ăsta, spectacol de care vorbesc acum, a fost jucat de francez, de trupă din Franța, cu o fidelitate asupra textului de invidiat, și a demonstrat că se poate face spectacol și urmând aproape replică cu replică, aproape în totalitate replicile spectacolului, textului literar al lui Camus. Un spectacol de idei, personajul care declanșează intriga, conflictul acolo este Ciuma. Și sigur, ea simbolizează politicul, istoria nefastă. Hitlerismul, Camus a fost un foarte cunoscut critic, adversar al nazismului. Și asta a vrut să fie Ciuma, personajul. El mai are un roman, Ciuma. I s-a imputat în timpul vieții că, domnule, ce ai făcut, ți-ai dramatizat romanul. A fost extrem de revoltat de cei care au invocat o asemenea idee. Nici vorbă, nu este o dramatizare a romanului. Nu doar pentru că romanul se desfășoară undeva în Oran, iar Ciuma, spectacolul teatral în Spania. Deci și au mai fost spectacole foarte, foarte bune. Mare ținută. Deci căldura nu
împiedică arta să se manifeste, arta spectacolului și nici celălalt, pentru că au fost și spectacole lectură la Sala Habitus, la Humanitas, la Sibiu. Deci, e un... De altfel, e râs ca cel de-al treilea mare festival de teatru din Europa, pe lângă cel de la Avignon și de la Edinburgh. De Sibiu este al treilea, cel puțin cronologic, pentru că a fost cea de-a 26-a ediție. Sunt voci care cu temei afirmă că, de fapt, Cavaloare ar fi chiar al doilea. Să lăsăm clasamentele pentru corect alții. Da. Corect. Ați ridicat o problemă extrem de interesantă, aceea colaborării între scriitor, dramaturg și regizor. Pentru că punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de piesele de teatru jucate la Sibiu au început chiar cu o critică indirectă la adresa unui regizor. Da. Dumneavoastră ați avut ocazia de a colabora pentru punerea în scenă a propriilor dumneavoastră piese, deși știu că o mare parte din ele le-ați spus chiar dumneavoastră în diverse contexte pe scenă, dar în ce măsură se desfășoară această colaborare? Este cumplită, se taie, să nu zic un termen neacademic, la sânge. Și pentru că, da, e adevărat, mi-am pus destule texte în scenă cu trupa de la Radu Negru de cursul anilor. Și este o mare diferență. Propriile texte sunt atât de modificate de către mine atunci când le pun în scenă, incredibil, nu mai seamănă cu ce este în textul publicat sau nepublicat, dar de regulă sunt texte publicate. Și copiii știu, de pildă, nu, tăiați că iau carte. Ai văzut ultimul spectacol, a fost, e adevărat, unul lectură din volumul Damnații, Visul rău, în care personajul real este Avram Iancu, în perioada lui de declin fizic, moral, da? Datorită, sigur, evenimentelor care au succedat, care s-au succedat Revoluției de 1948, în care el a pus suflet, a pus sânge acolo, eroismul românilor, al moților mai ales, a fost proverbial în Revoluția de la 48 împotriva, mă rog, undelor contrarevoluționare, să le spun așa, a lui Coșut, Zbeță. Dar după victoria împăratului austriecilor, da, Franz Iosef și ai lui, toți, din păcate, inclusiv români, și nume notorii în cultura română, mi-e și frică să le pronunț, dar dacă vrei tu să le pronunți, că ai văzut spectacolul, așa, deci e vorba de Visul rău, în care pe lângă Avram Iancu și al doilea personaj acolo este fostul deputat de Făgăraș atunci, Ovid Densușianu, Aron de Sușan, care, mă rog, e invitat la în Apuseni la o serbare prin care se consfințească noile rânduieli politice după înfrângerea Revoluției Maghiare, adică a ungurilor și bun. Și atât de, eu știu, lucrurile au luat o întorsătură atât de defavorabilă lui Iancu și românilor,
încât Iancu nici măcar n-a fost invitat acolo. Și când Însușeanu a aflat că nu e invitat pe Detunata, unde s-a ținut evenimentul, l-a luat cu, în propria lui trăsură, mai era soția lui și o cumnată de-a lui, fiica lui, de asemenea. Și Iancu n-a prea vrut să se ducă, nu, domnule, cum se poate să se țină acolo cuvântări care să fie elogiat eroismul românilor, fără ca regele munților să nu fie acolo. Și pe drum, deci spectacolul lectură l-ai văzut, da, cu da, da. 12, fosta 12. Mi-aduc aminte și personajele foarte bine. Cel care l-a jucat pe Avrameiancu a fost extraordinar. Da, da, și au mai fost. A fost Bărnuțiu, a fost Cipariu, da. Care, mă rog, oricum, mari personalități, dar care la rândul lor au uitat din prudență, dacă ți-aduce aminte, sigur, să fim prudenți, domnilor, și nu trebuie să pronunțăm numele lui Iancu, că noua stăpânire nu prea... Ați abordat o temă extrem de sensibilă încă în conștiința românilor și a maghiarilor, cea a Revoluției de la 1848, cel puțin a românilor, cu siguranță este sensibilă. Nu v-ați ferit să faceți o interpretare așa cum ați considerat a evenimentelor istorice, pentru că noi privitorii n-am avut nicio clipă, vreun dubiu că ideea ar fi alta decât cea la care asistam. Din acest punct de vedere, mie mi se pare că regizorul, mai mult chiar decât dramaturgul, are nevoie de o doză foarte mare de curaj pentru a exprima anumite idei, mai ales în politică. Și acum vin și vă întreb, vis-a-vis de cititorul avizat sau neavizat, sau cel care urmărește avizat sau neavizat o piesă de teatru, cum ar trebui să abordeze din perspectiva dumneavoastră acest fenomen cultural? Să-l citească sau să-l urmărească pus în scenă, dacă e vorba de o piesă de teatru? Teatru înseamnă, până la urmă, scenă, înseamnă spectacol. Iar spectatorul de teatru nu este obligat să citească textul. Nu este obligat. Dramaturgii, oamenii de teatru, se bucură când sălile sunt pline, sălile de spectacole sunt pline, și spectatorul apreciază actul artistic de pe scenă. Că se întâmplă ca unii să citească, să știe și textul, să vadă și spectacolul. Mai rar se întâmplă ca să vezi spectacolul și apoi să mai citești textul. Nu se mai întâmplă asta. Dar invers, da, se poate, pentru că îl studiezi în școală sau, nu știu. Cum a fost cazul dumneavoastră cu piesa de teatru al Culaist. Și atunci, sigur că trebuie făcută o delimitare. Și nu trebuie să avem prejudecăți cu privire la fidelitatea. Dramaturgul nu trebuie să aibă prejudecăți cu privire la fidelitatea textului. Și așa cum a avut Camil Petrescu, de pildă, el nu accepta intervenția regizorului în textul lui, deci trebuia pus în scenă exact la punct și virgulă cum a scris el. Ori mi se pare o pretenție exagerată și greu găsești un asemenea regizor. Nu se bagă la o chestie de asta în timpul vieții lui Camil. Acum poate oricine să... Cu siguranță. Dar nu. Textul este text, spectacolul este spectacol. Eu accept accept intervențiile regizorului, că eu intervin în propriul meu text, știu? Dar tot la fel poate interveni și regizorul, cum de fapt aș intervenit, e vorba de Gavril Pinte, dar e teatru radiofonic. El mi-a pus în undă două
spectacole, după textele mele, care sunt extrem de vizuale. Teatrul meu este un teatru vizual, prin excelență. Și să faci din teatru vizual un teatru sonor, un spectacol sonor, e dificil. E foarte dificil și mulți nu se bagă. Deci eu nu scriu special pentru radio, nu știu să scriu pentru radio. Meritul de data asta este al regizorului, al amicului meu Gavril Pinte, care s-a străduit și a reușit să facă din cele două texte de factură, repet, încă o dată, scenică, vizuală, bune spectacole radiofonice. Am muncit la ele, am muncit mult, a compensat, însă este, din punctul meu de vedere, un extraordinar regizor, unul dintre cei mai citiți și cultivați regizori români, de aceea nici nu se pune problema că să masacreze un text al oricui. A pus în scenă destule spectacole, cel puțin două pentru mine au fost memorabile, la Teatrul din Ploiești, a pus un spectacol formidabil al unui dramaturg spaniol prezent și el în sală la premieră și a spus că a fost cel mai bun spectacol care s-a pus vreodată pe scenă în istoria respectivului spectacol. Deci, și el este, deci, repet, cultura lui serioasă, profundă, nu îi permite să masacreze textul, un text. De pildă, el a vrut să-mi pună în undă, că mi-a spus, Capitalul lui Marx se întoarce ca eveniment cuantic. Dar, după lectura textului, mi-a spus așa, măi, nu pot să intervin în text. Nu pot, este un text mare, e lung, adică, da? Spectacolul ar fi ținut 3 ore. Are 100 și ceva, aproape de 200, aproape de 200 de pagini. Ori un text care să nu depășească pe scenă sau în undă, la radio, o oră și jumătate, maxim 2 ore, trebuie să aibă în jur de 60 de pagini. Și măi, n-am putut. Ar fi trebuit să intervin masiv în text, nu mi-am permis, pentru că nu se poate de la mine, nu se poate tăia, deci cât cu riscul de a masacra și de a schimba sensurile, de altfel sensul major, ideea textului. Și atunci s-a gândit la primul meu text, primul meu volum, scris cu vreo 17 ani înainte. E vorba de la început roșu, galben și albastru, apoi roșu și la urmă gri. Un text în care a făcut un spectacol de o oră și 35, deci un spectacol normal, adică o oră și 35 de minute. Deci fără să intervină în text, a trebuit să scoată niște lucruri nesemnificative, dar ca să se poată încadra în timpul de emisie pe care îl avea. Și cum se împacă ideea centrală a piesei de teatru pe care o scrieți cu punerea ei în scenă? Că înțeleg totuși că este o situație destul de subtilă aici de tratat. Nu, regizorul înțelege mesajul, ideea textului, și nu-l schimbă, rămâne aia. Deci nici vorbă, pe mine m-a învățat Racine, Jean Racine, un lucru pe care, sigur, îl respect foarte mult și încerc să mă conformez lui. Eu, nefiind un conformist, dar de data asta, nu dau
vreunui teatru un text nepublicat. Întâi, public textul, ăla e semnat deja în Racine. Ceea ce face regizorul e problema lui. Deci el este autorul spectacolului. Autorul spectacolului nu mai este Jean Racine. Deci nu mai este Cornel Teulean. Uh-huh. Este regizorul Gavril Pinte sau Teulea, dar altul decât autorul dramatic. Este regizorul. Și pe alții care ori mai fost și alții, Radu Țupulescu, mă rog. Nu e niciun fel de problemă. Iar dacă spectacolul cade, să spunem, deci iese prost, Racine spunea, mă, dar nu e treaba mea, duce-vă și citiți textul. Este eșecul regizorului. Dacă spectacolul este o reușită, Racine spunea, a, e meritul meu. Cu siguranță. Da, e o mică escrocherie, da, bun. Dar la nivelul acesta se permite, evident. Da, categoric nu. Deci, spectacolul este făcut de regizor, după un text. Și acum, ca să încheiem emisiunea cu griul? Se încheie într-o notă cenușie. Deci nu am revenit, din punctul meu de vedere, la roșu, galben și albastru, decât simbolic și formal, real încă nu. Din păcate, cred că ne aflăm încă în zona aceea gri, care am scris-o în 2002 cu speranța că voi fi infirmat de evenimente, de istoria ca atare. Uh-huh. Da? Dar iată, Gavril Pinte în 2018 nu a fost un text proaspăt cu 16 ani înainte și va rămâne. Aș vrea să nu rămână. Din dragoste pentru țara asta mea, știi bine cum fac și așa, dar nu există patriotism fără o bună doză critică în abordarea oricărui aspect, care are multe valențe patriotismul, dar peste una peste alta, până la urmă, înseamnă să-ți faci datoria acolo unde ești. Așa este. Și dacă îți faci datoria așa cum trebuie, asta trebuie, este de natură morală, dar implică și juridicul, care nu trebuie însă să facă abstracție de moralitate. Pentru că legea are implicații și morale. Dacă este o lege bună, dacă nu e, și democrația implică, fără nicio îndoială, implică valorile, valențe morale cât cuprinde. Pentru că nu poți să definești libertatea, dreptatea, fără să apelez la acele principii pe care le avem de la Platon, la Socrate și Platon până în zilele noastre, da, mare filosofie sau marea filosofie politică a secolului 20-21 nu poate să facă abstracție de pentru, valențele morale, pentru că un guvernământ poate să devină din legitim nelegitim, dar să continue să guverneze în baza unor principii imorale. Am înțeles. Și atunci, ce ne facem? Ce ne facem? Orice ne facem. O întrebare retorică. Încercăm să supraviețuim. Dar în istorie, în istoria pe care eu o visez, pentru care pledez, pentru care muncesc, de fapt, și la catedră, și în teatru, este acea istorie care să-mi confere statutul nu de supraviețuitor, ci de cetățean demn. Foarte frumos spus. Doamnelor și domnilor, provocarea noastră este să trecem peste această căldură gri. Vă mulțumesc, până data viitoare, numai gânduri bune!